pentru acest video, vreau să fac glazero, o rețetă de bagels. Dacă te întrebi ce sunt aceea, e bine, este un produs de brutărie originar din Polonia, mai exact din comunitate evrească. Nu sunt neapărat foarte popular în Europa sau în România, dar sunt foarte celebri în America, dacă te interesează așa ceva. Dacă ar fi să fac o clasificare, cel puțin după cum am documentat eu, nu se clasifică drept covrig, nici chiflă, e undeva între, așa că este ceva mai aparte. Probabil datorită modului de gătire, fiindcă chifla, o să numesc așa de data asta, este fiartă înainte să fie gătită în cuptor, așa că asta va asigura un exterior mai crocant și un interior mai pufos, motiv pentru care probabil sunt și ideal în industria sandwich-urilor, pentru asta de fapt sunt și foarte populari. Nu o să mănâncesc foarte mult, eu zic că este o rețetă foarte bună, una foarte ușoară, hai să vezi cum am făcut eu. Prima oară, în mod evident, vreau să mă apuc de aluat. Pentru asta, în prima parte, am folosit o făină fină 3-0. Trebuie să recunosc că de foarte mult timp nu am mai cântărit ingrediente în formarea unei rețete. Am făcut-o cu siguranță doar pentru a avea o acuratețe mai mare, fiindcă știu că o parte din voi vreți să urmați o rețetă cu precizie, așa că, în mare parte, ăsta este răspunsul. Pe urmă, partea lichidă înseamnă jumătatea cantității de făină, undeva la 150 ml. Am folosit o apă călduță, vei vedea imediat de ce. Aluatul este format și din drojdie, așa că pentru cantitatea de făină am folosit jumătate de plic, 5 grame. Pentru doar câțiva lei în plus, optează cu siguranță pentru un produs de calitate. În cană am adăugat un colț de unt, undeva la 10 grame. Apa călduță va asigura topirea untului. Las apa cu drojdia deoparte 10 minute. În făină am adăugat 3 grame de sare, undeva la o linguriță rasă, zahăr brun, o idee mai mult, undeva la 5 grame. Am încorporat totul cât mai bine, iar după 10 minute am adăugat și apa. Pentru a nu face o mizerie prea mare și pentru a optimiza totul, prima oară am amestecat în bol cu o lingură până când s-a format aluatul. În acest punct este mai moale, așa că am completat de aici cu făină neagră. Te întrebi probabil de ce nu am folosit în totalitate făină neagră. Ei bine, pot spune doar că rezultatul final nu va ieși la fel de pufos. Am completat cu 30 de grame, undeva la 2 linguri de făină neagră. După ce dispare toată făina din bol, am mutat aluatul pe masă. De aici, încă o lingură de făină neagră și am frământat bine 10 minute. Una peste alta, am folosit undeva la 270 g de făină, undeva la o cană plină și un sfert. Bineînțeles, poți să faci cum am făcut eu sau poți să folosești doar făină albă. După cele 10 minute de frământat, aluatul trebuie să fie legat și într-o măsură elastic. Am acoperit și am lăsat la dospit un pic peste o oră. Pentru acest tip de rețetă am văzut că dospirea poate fi făcută inclusiv peste noapte, însă eu am încercat să creez o variantă cât mai ușor de urmat și cât mai ușor de practicat. După acest timp, aluatul trebuie să fie dublu în dimensiuni. L-am scos pe masă și l-am împărțit în 6 părți egale. Puteam cu ușurință să cântăresc fiecare bucată în parte, dar probabil nu ar mai avea același farmec dacă toate bucățile ar fi la fel. Prefer ca fiecare bucată să aibă identitatea ei, dacă se poate numi așa. Am rulat fiecare bucată în parte în mod uniform. Am unit foarte simplu în capete. Am rulat din nou de câteva ori prin această metodă, iar de aici bagelul trebuie să fie format. Am acoperit și am lăsat din nou la dospit 20-25 de minute. În acest timp am pornit și cuptorul 200 de grade. Marele secret al acestui aluat, dacă poate fi numit așa, este faptul că trebuie fiert înainte de a fi băgat în cuptor. Mai degrabă upărit decât fiert, apa este în punctul de fierbere. Vei ști că ai făcut o treabă bună când bagi aluatul în apă și plutește. După cum spuneam, mai degrabă opărit decât fiert, așa că 30 de secunde pentru fiecare parte. Știu faptul că această tehnică este urmată la multe rețete de covrigi, inclusiv la noi în țară, cum ar fi de exemplu la o covrigărie, însă cu siguranță mărimea și timpul petrecut în cuptor vor fi cele care vor face diferența. Spre exemplu, un covrig este rulat mai subțire și este lăsat mai mult în cuptor, asta îl va face mai crocant și mai uscat, ceva ce nu este cazul pentru această rețetă. Într-o tavă am așezat o hârtie de copt, am presărat cu ceva griș. Peste am întins cu o pensulă, călbenuș de ou.
Pentru bagels am observat că în mod tradițional se folosește mac împreună cu susan, așa că nu voi face o excepție. Fie presar individual, fie presar mixat, ambele variante sunt corecte. Cuptor încins, 200 de grade, maxim 12 minute. După acest timp, exteriorul trebuie să fie crocant, cu un interior pufos. Pot fi mâncate așa cum sunt, însă este foarte comun să continui prepararea. Cel mai bun somon afumat pe care eu l-am găsit pe piață a fost acesta afumat la cald cu lemn de fag. În combinația originală se folosește cremă de brânză, eu am ales o cremă de smântână și iaurt. Nu vreau să fiu foarte sceptic, dar sunt de părere că peștele împreună cu brânza nu se prea împacă din câteva motive de digestie. Am preparat și o variantă fără carne, unde m-am folosit de un avocado zdrobit. În esență, umplutura poate fi făcută după placul tău, după preferința ta, eu vreau doar să arăt varianta mea. Roșii uscate la soare și conservate în ulei de măsline, care după părerea mea sunt foarte bune. O mână de rucola și tot este gata. În principiu despre asta a fost vorba, nu pot spune acum că sunt un expert când vine vorba de această rețetă, fiindcă sunt multe de învățat, este una poloneză, eu pur și simplu am urmat pașii. Totuși, cred că este o rețetă foarte bună când vine vorba de pachet și nu numai. Dacă ți-a plăcut, nu uita să lași un comentariu mai jos cu părerea ta. Nu uita să te abonezi. Eu sunt Alba Sarabă. Pe curând!